Spectacolul de aseară din Piața Marea Dunări Naționale, ocazionat de Ziua Independenței, a început cu un recital al artiștilor din Republica Moldova și România. Deși inițial în program nu erau invitați interpreți din Rusia, în partea a doua a concertului au urcat rând pe rând pe scenă mai mulți interpreți ruși. Așa că după ce au dansat și s-au delectat cu piesele lui Smiley și al trupei Holograf, practic jumătate din cei prezenți în Piața Marea Dunări Naționale au plecat acasă. Concertul a fost deschis de formația Holograf din România. Pentru că a fost prezentată ca fiind o trupă din străinătate, solistul acesteia a ținut să facă o precizare. Trebuie să corectez puțin prezentarea când am fost prezentați ca o trupă din străinătate. Noi nu suntem o trupă din străinătate, suntem o trupă de aici. O atmosferă foarte bună. Cântați împreună cu el. Noi suntem de vârstă mai o două și nu prea, dar îmi place să ascultăm. Cum v-ați distrat împreună cu Holograf? Foarte bine. Ați cântat, ați dansat? Da. Cu toții au dansat și au cântat alături de Holograf. Alții au cântat chiar și după ce formația a părăsit scena. Dar să nu-mi niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Și interpretul Smiley a fost așteptat cu nerăbdare de fani. Acesta a fost întâmpinat cu ropote de aplauze. Foarte tare că am putut să vin la concertul lui Holograf și a lui Smiley. Cunoști piesele lor? Un pic. Astăzi cânti împreună cu ei? Da. Ea cântă ceva și nouă? De unde vii la ora asta? Pe unde ai umblat? Oamenii spun că s-au distrat pe cinste. Pare bine că au venit. Simțiți atmosfera, ați intrat în ritm. Foarte frumos, ne plac. A ieșit oraș, ne plac. Foarte frumos. Și turiștii aflați la Chișinău au participat la sărbătoare. It's very good atmosphere, and I saw people very enjoy in this Independence Day, right? Yeah, it seems it's meaning a lot to your country. Yeah. Precizăm că în contextul Zilei Independenței, mai mulți interpreți renumiți au cântat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale.